Bună seara și bine v-am regăsit la noua ediție emisiunii Învață, crește, dorește. În această seară sunt roz, pardon, fuscia, ceva de genul ăsta. În această seară o să vorbim în continuare despre vindecarea depresiei și am niște informații foarte mișto. Sunt plin de viață, după cum vedeți, în această seară. Am întrebat mai devreme pe net despre ce să vorbesc în această seară și mi-am dat seama că, de fapt, n-am terminat subiectul cu vindecarea depresiei. Așa că o să îl mai luăm pe ăsta să-l mai rezolvăm un pic. Apropo de cămașa mea, și mai degrabă de culoarea cămășii decât de cămașa mea, am citit de curând un articol foarte, foarte, foarte interesant, în care se vorbea despre... sigur greșește, spun acum, dar eu o să zic ca și cum știu de adevărat la ce zic aici. Greșesc în numele culorii despre care o să vreau să vorbesc, dar vorbesc în legătură cu numele culorii, nu despre culoarea respectivă. Așa, deci, săptămâna trecută am vorbit despre depresie și am aici notițele de săptămâna trecută, am spus că poate fi o stare afectivă, un simptom sau chiar un sindrom. Unul dintre modurile în care se manifestă sau în care poți să-ți identifici această stare, să spunem, este acela că, spre exemplu, dimineața te trezești cam groghi, cam așa, zici că ai băut și te-a și bătut cineva azi noapte, la pachet, împreună, dar e super ofertă. Deci ai și mâncat bătaie, ai și băut, te-ai de toate acolo. Deci te trezești dimineața neodihnit, te trezești obosit și de-abia după aceea, pe timpul zilei, începi parcă să-ți revii, cu cât intri mai mult în zi, cu atât îți revii mai mult, dar dimineața te trezești cam cheaunel. Cam așa, asta ar fi, cred că, cuvântul pe românește, cheaun. Nu cheaun, cheaun. Și vorbeam despre depresie și despre diferitele moduri în care se poate manifesta, asta fiind unul dintre ele. Și am spus că ne face vraiște viața personală, în sensul că nu mai putem să ne focalizăm sau să mai trăim anumite sentimente sau ne scade motivația de a face ceva, ne scade dorința de a acționa, ne scade dorința de a trăi în unele instanțe puțin mai avansate, în situații în care această problemă, să spunem, este mai avansată. În această emisiune aș vrea să vă dau câteva mici exerciții pe care le puteți face pentru a ameliora această poveste numită depresie. După cum spuneam, săptămâna viitoare, weekendul viitor, să avem un seminar de zi în care o să vorbim mult mai pe larg despre acest subiect, despre vindecarea depresiei, cu exerciții de grup, exerciții 1-1. O să fie o zi întreagă cu exerciții practice și metode practice de lucru, atât în situații, să spunem așa, de criză, în care te confrunți cu o problemă acum și trebuie rezolvată acum pe loc, și câteva dintre acele exerciții le facem și în această seară, precum și exerciții pe care, sau tehnici pe care le poți face mai a la long. Dintre acestea, una dintre cele mai, dintre aceste tehnici mai a la long, adică una dintre aceste tehnici, am și scris despre ea acum vreo două zile pe site-ul meu, pe blogul meu, pe eugencapopa.ro, și anume tehnica, deși e impropriu spus tehnică, este vorba de recunoștință, de starea de recunoștință, care s-a dovedit a fi extrem de eficientă, nu doar în a dezamorsa o anumită stare afectivă mai scăzută a unei persoane, ci chiar și în a genera o viziune a vieții mult mai pozitivă și, de asemenea, cu rezultate notabile în domeniul sănătății corporale, da? Adică nu doar că mă simt mai bine, dar și corpul mi-e mai sănătos, și cei care au trecut prin acest studiu despre care o să vorbesc imediat au avut și inclinații mai mari către activitate sportivă, către mișcare și mai departe. Însă, o să vorbesc despre asta după ce vorbesc despre culoarea fuscia, dar să spunem că e roz. Hai să ne prefacem că e roz în seara asta, da? Bun. Deci spuneam că am citit un articol foarte interesant în care era vorba despre un liceu, din liceu-școală din Statele Unite, în care
care se confrunta cu o foarte mare problemă cu elevii. Și alte, cu alte cuvinte, elevii erau din ce în ce mai violenți, din ce în ce mai greu de stăpânit, din ce în ce mai complicată treaba la acest liceu. Și atunci, ce s-au gândit ei să facă? S-au gândit să folosească o informație care, sigur, e disponibilă peste tot, dar trebuie să ai interesul să-ți dorești să cauți această informație. O să mai mă scarpe puțin la nas din când în când, pentru că am răcit și dacă o să vine să strănut, o să fac, dar mă gândi la nasul. Ok, paranteză închisă. Așadar, ce au făcut acești oameni de la acest liceu? S-au apucat să vopsească sălile de curs, clasa, în diverse culori. Una era verde, una albastră, una galbenă, una roșie, una portocalie, una roz și așa mai departe. Pentru a vedea în care dintre aceste săli sau în care din aceste săli copiii sunt cei mai liniștiți. Desigur, au avut diverse nivele de calmare sau chiar de agitare excesivă datorită culorii sălii de curs, însă de departe cea mai eficientă a fost clasa care era vopsită în roz. Acum, atenție, ca să înțelegeți ce înseamnă asta. În Statele Unite, sistemul de învățământ este diferit față de cel din România, în sensul că există materii obligatorii și materii secundare, să le spunem așa. Și poți să fii în 5 clase diferite și să alegi să te duci la cursul X. E bine, există o clasă de elevi, cum este și în România, dar aceștia sunt foarte mișcători, să spunem așa, dar în sensul că se pot duce, te poți întâlni cu foarte mulți oameni din acea școală sau din acele liceu, din acea facultate, la diversele cursuri pe la care mergi. Și drept urmare, clasa este aceea, să spunem, clasa de limba română sau clasa de fizică sau clasa de care o fie, dar nu merge clasa 11C și merge acolo, ci 11A, B, C, D, E, câte clase de 11 ori fi, merg toate în același timp, sau elevii din aceste părți, din aceste clase care vor să meargă la acea clasă de fizică, se întâlnesc în acea clasă. Și drept urmare, tot timpul e un amestec de elevi prin acea clasă. De aceea spun că, făcând acest test, au descoperit că în clasa în care pereții erau vopsiți în roz, copiii erau cei mai liniștiți, cei mai calmi, cei mai relaxați. Și drept urmare au vopsit toată școala în roz. Da? Toată școala s-a vopsit în roz și a scăzut dramatic numărul de probleme cu care acest liceu s-a confruntat. De asemenea, mai departe, niște oameni cu capul pe umeri, care lucrau și conduceau o închisoare, au preluat această informație, au văzut la știri că există această experiență, există acest liceu, și au preluat de acolo, de la știri, au preluat această informație, s-au gândit să vopsească și ei 2-3 celule în roz, unde au băgat pe cei mai recalcitranți dintre deținuții pe care îi aveau. Și timp de un an de zile au stat și au măsurat și au văzut că, de fapt, cei care stăteau cei mai recalcitranți dintre deținuți, stând în aceste celule, nu neapărat că au devenit mielușei, dar iarăși o schimbare radicală, da? Și aceste celule erau numite deep sink, care ar fi un fel de chiuvetă adâncă, da? Nu știu de unde au venit cu chestia asta, dar să spunem așa. De aici spuneam că s-ar putea ca numele să nu fie corect, dar în pauză o să mă uit și vă spun. Deci Deep Sink Pink, da? Practic asta era, așa a devenit numele acestei culori, care e culoarea roz, și a luat numele celulei care a fost pictată în această culoare. De ce vorbesc despre culori? Pentru că nu o să intru eu foarte mult în detalii, acum sunt alții mai deștepți care vorbesc despre cromoterapie, adică terapia prin culori. Însă, dacă cumva suferi de depresie sau dacă știi pe cineva care suferă de depresie, o să vedeți că, în general, au tendința aceste persoane, nu neapărat dacă ești tu, dar și tu, desigur, au tendința să se îmbrace în negru sau în culori închise, în culori maronii, terne, șterse,
cu cât mai închis, cu atât mai bine, pentru că vine la pachet cu mă închid în mine, mă închid să nu mă vadă nimeni, să nu mă audă nimeni, să nu știu de nimeni, să nu audă nimeni, să nu văd pe nimeni și sunt aici eu cu totul în mine și totul este foarte bacovian, așa dacă vreți. Da? De plumb. Ok. Și atunci, ca să înschimbi toată povestea asta, poți să te îmbraci în roz. Cu cât este mai bonbon acest roz, cu atâta te ajuți mai mult în a-ți schimba starea. Depresia este o stare care aproape aș putea spune că se hrănește din ea însăși. Cu alte cuvinte, ca un fel de spirală așa care coboară și coboară și coboară și coboară. Și dacă nu-i pui undeva stop, ea foarte, probabil, foarte puțin probabil că se va opri de la sine. Deci e nevoie să intervii acolo, să te bagi în ea, să pui piciorul în prag, să zici chiar dacă n-am nici mai mic chef să mă scol din pas sau n-am nici mai mic chef să sun pe cineva sau mai știu ce, pune piciorul în prag și spune ok, stai puțin, hai să facem măcar un mic gest. Ok, stau în pat, dar dau draperiile la o parte de la geam. Sau stau în pat, dar nu știu, mă îmbrac cu ceva vesel. Da? Nu neapărat, poate să fie roz, poate să fie orice. Dar mă îmbrac cu ceva vesel. De asemenea, apropo de veselie, veselie este cea mai eficientă metodă de a combate depresia. Pentru că atunci când ești vesel, se elimină în organism dopamină, oxitocină și mai departe și te simți serotonină și te simți foarte fericit, foarte deschis. Și atunci, dacă ar fi să ne gândim la depresie ca la o reacție chimică, pentru că în ultimă instanță asta este. Chiar dacă nu-ți place să o privești așa, ea în ultimă instanță asta este. Faptul că stau într-un fel sau mă gândesc într-un fel sau simt într-un fel, toate aceste lucruri generează anumite reacții chimice și biologice. Și depresia poate fi privită sau poate fi înțeleasă și din punct de vedere chimic și biologic și nu doar neuronal sau emoțional mental. Și deci pot să intervin asupra acestui proces de prevenire sau de reparare în ghilimele a depresiei uitându-mă la filme, la comedii, cu alte cuvinte, da? Sau la desene animate, la ceva, sau la videouri în acestea care sunt din ce în ce mai multe pe internet, în care vezi oameni că fac gesturi frumoase, gesturi caritabile, gesturi care te emoționează profund, care îți vorbește despre frumusețea umană, gesturi de recunoștință, cu ce începusem să vorbesc mai devreme. Da? Și acum mă leg și de chestia asta imediat, o să revin la recunoștință. Deci, poți să fii trist, poți să fii supărat, poți să fii, eu știu, nemulțumit. Ce îți recomand să faci este să, cum am spus mai devreme, să te uiți fie la filmulețe care să-ți dea o stare de spirit foarte frumoasă sau să citești anumite citate sau să asculți anumită muzică. Eu, spre exemplu, mi-am făcut un folder, să spunem așa, mi-am făcut o listă de vreo 7, 8, 10 melodii pe care le-am găsit eu așa inspirațional, să spun, de-a lungul timpului. Nu o să vă pot spune cum am numit folderul, pentru că n-am voie să spun cuvinte nu știu cum pe post, dar să spunem că e un fel de trezește-te, da? Cam așa ar fi. Wake, beep up. Așa l-am numit. Și în acest folder, spre exemplu, mi-am pus melodii care pentru mine, pe care eu când le ascult, simt că simt că îmi trezește energia, îmi trezește zvâcul în mine, îmi trezește o anumită forță, o anumită putere. Chestia aia când o ascult, dacă mă trezesc dimineața așa că unde e bucătăria, unde e baia, că nu mai știu cum mă cheamă. E bine, dacă mă trezesc cu starea asta, măcar știu că am un folder acolo și mă duc și dau click, ascult melodia aia și, sau melodiile acelea și încep să mă montez, pentru că muzica are o forță uriașă, fenomenală asupra stării de spirit. Și drept urmare, uite, chiar o să scriu un articol despre chestia asta. O să scriu un articol cu melodiile care pe mine mă
trezesc, mă motivează, să spunem așa, da? Deci, poți să-ți faci un playlist, poți să-ți faci o listă de melodii care te pun într-o stare pozitivă, într-o stare bună, într-o stare frumoasă. Poți să-ți faci o colecție, spre exemplu, pe, ca să nu-i dau nume, chestia aia unde te uiți la videouri tot timpul pe internet, site-ul acela, poți să-ți faci un playlist cu filmulețe, videouri care ți-au plăcut și le poți face pe categorii și poți să-ți faci o grămadă de chestii acolo. E bine, în același fel poți să-ți faci un playlist de filmulețe inspiraționale, de filmulețe care să-ți dea o stare de bine, o stare de energie, de mișcare interioară. Și, de asemenea, un lucru pe care îl recomand din tot sufletul, cu toată puterea, cu toată ființa, aș putea spune, este următorul. Dimineața când te trezești și seara înainte să te culci, dar nu obligatoriu doar la acest moment, dar măcar de două ori pe zi, de fiecare dată câte trei, cu pixul în mână, apropo, motiv de bucurie, am carioca nouă, da? Deci se vadă, e carioca nouă, am crezut că are două capete, are unul singur, dar e carioca nouă, am carioca neagră, yay! Ok, deci am cu ce să scriu la tablă dacă o să vreau să scriu. Deci, dimineața, înainte să te dai jos din pat, seara, chiar înainte să te pui la nani, îți iei un carnețel, îți faci un jurnal, ok? Îți faci un jurnal, deci notează-ți ideile astea, că sunt convins că zici, las că ții minte, dar eu sunt convins că nu o să ții minte întru totul. Și ca să îți dau un titlu de carte, nu am spus eu asta, e chiar titlul unei cărți, nu te baza pe creierul tău, că îți vei aminti, adică, da? Așadar, notează ce spun acum. Dimineața, înainte să te dai jos din pat, deci chiar când ai deschis ochii și te-ai trezit, și seara, înainte să închizi ochii, zic, gata, acum fac nani, cu carnețelul în mână îți faci un jurnal micuț, cu pixul, nu pe telefon, ci cu pixul în mânuța ta, gingașă, și scrie acolo minim trei lucruri pentru care ești recunoscător. Dar vreau să le scrii cu detaliu, în detaliu. Adică nu zic sunt recunoscător că, eu știu, ceva scurt. Da? Adică să fie măcar o propoziție, două, da? Sunt recunoscător pentru mama mea care mă iubește și pe care iubești foarte mult și de la care am învățat enorm de multe de-a lungul vieții mele. Asta ar fi o chestie. A doua, sunt recunoscător pentru viața extraordinară pe care o duc și pentru lucrurile minunate care mă ajută să cresc în fiecare zi. A treia, sunt recunoscător că mă pot da jos din pat și pot să umblu prin cameră și să-mi văd de viața mea. Trei lucruri pentru care sunt recunoscător. Și apoi, după ce le-am scris cu mânuța, cu pixul pe hârtie, mă uit la ele și le citesc cu voce tare. Sunt recunoscător pentru X, pentru Y, pentru Z. Le citești cu voce tare. Pe cât posibil. Acum, dacă o să se uite soțul la tine, ce ai femeia, ai nebunit la cap? Sau o să se uite soția la tine, zic, bărbate, te-ai uitat la emisiunile alea și a început să vorbești singur prin casă. Deci, o faceți în cât mai armonios, într-un mod cât mai armonios posibil. Însă, ideea este, ideea de bază aici, esențială, este să le scrii cu mânuța ta. Dacă poți să le și spui cu voce tare, deși nu văd cum, de ce n-ai putea, ăla este bonus, ăla e super ofertă pentru tine. Deci dacă le și citești cu voce tare, giugiuc bombon te numești, ești foarte tare. Acest exercițiu de recunoștință, această tehnică, dacă vrei, de recunoștință, are efecte fenomenale. Spuneam că de curând a scris un articol pe această temă și anume că niște oameni cu cap au făcut un studiu acum ceva vreme cu vreo 200 de studenți ca să afle dacă ar scrie odată la o săptămână, timp de 8 săptămâni, pentru ce au fost recunoscători, ce rezultate au avut. Au făcut acest studiu și și-au dat seama că odată pe săptămână e puțin cam tardiv de târziu, ca să zic așa, efectele fiind mult prea mici. Și atunci ce au făcut, au schimbat și au zis, hai, odată pe zi scrii acolo în agenda ta ce anume, pentru ce anume ești recunoscător, și au avut rezultate mult mai bune, după care au luat un grup de oameni care aveau probleme cardiovasculare și acest grup de oameni, de persoane în vârstă, au fost împărțiți în două, unii îi scriau
pentru ce sunt ei recunoscători și alții nu scriu nimica. Grupul de control. E bine, au făcut acest lucru și au fost timp de, dacă ține minte, 3-4 săptămâni, iar cei care și-au scris în agendă aveau o poftă de viață mai mare, o stare de generală de bine mult mai elevată, să spunem așa, se simțeau mai bine și chiar și familia, pentru că și aceștia au fost implicați în acest studiu, familia a raportat că Costica, al nostru, care are această situație cu boala cardiovasculară, se simte mult mai bine. Deci, acest efect al recunoștinței, al stării de recunoștință, este foarte, foarte cunoscut și este o tehnică extrem de eficientă. Așadar, ce ai de făcut? Dimineața când te trezești, seara înainte să dormi, cu un carnețel în mână, îți faci un jurnal de recunoștință, așa numește, jurnal de cunoștință, și îți scrii 3 de dimineață, 3 seara. Minim. Când faci acest lucru, vreau să îți dai voie să trăiești experiența aia. Adică nu doar să hai că scriu acum ca să zic că am scris, ca să scap de grijă, că nu dai condică la nimeni. Adică e un exercițiu pentru tine, nu e pentru mine. Sau pentru iubita sau soția sau mai știu eu ce. Ce faci pentru tine exclusiv. Și deci, îți stai tu acolo și îți notezi și în momentul în care faci chestia asta, în acea clipă, toată această poveste se instalează în sistemul tău. E ca și cum de fiecare dată când o faci, e ca și cum dai un boot nou, dai o restartare a sistemului. Dimineața te trezești și te simți fantastic tot restul zilei pentru că ai pornit ziua cu o anumită atitudine de recunoștință, de bucurie, de mulțumire, iar seara când te culci, de asemenea, te culci cu o stare mult mai împăcată, mai fericită, mai calmă, mai liniștită cu tine însuți sau însuți. Așadar, acest exercițiu de recunoștință este extrem de eficient și dacă te și culci în așternutul roz, unii dintre voi știu că faceți chestia asta, cu atât mai bine, iar dacă nu, caută să ai culori cât mai vesele cu care să te îmbraci, spre exemplu, sau la birou să-ți pui flori frumoase, pentru că aceste lucruri ajută la înflorirea a ta, dacă tu, să zicem, te confrunți cu această stare de depresie sau a celor cu care intri în contact. Deci, culorile ajută enorm de mult, alimentația la rândul ei, dar nu o să intru în alimentație, pentru că eu personal nu mă pricep foarte bine în domeniul acesta, deși, uite, mi-am uitat acum o idee, aș putea să fac o emisiune la un moment dat cu un nutriționist. O să găsesc unul și o să vă vorbesc despre el sau despre ea. O să facem un interviu, dar rețineți, culori deschise, culori bucuroase, culori gâdălitoare la creier, culori care te fac să te simți bine, ajută. Starea de recunoștință ajută enorm de mult. Și vă mai spun după pauză ce mai ajută. Așadar, luăm o scurtă pauză și ne revedem mai în câteva minute. Pe curând! Bine, ați revenit. Cumva ați scris trei lucruri pentru care sunteți recunoscători, că dacă nu, asta e tema pentru acasă în această seară. Să scrieți trei lucruri pentru care sunteți recunoscători și, de ce nu, să le postați pe net, ca să zic așa, sau puteți să-mi trimiteți mail, eu mă voi bucura dacă îmi trimiteți mail. Asta să fie practic, hai să facem așa, uite, hai să facem o înțelegere. De săptămâna asta, de astăzi, adică, și până săptămâna viitoare, când ne revedem, scrii în fiecare zi, 3 dimineața, 3 seara, și le postezi pe net. Și îmi spui, când ne revedem, când o fi săptămâna viitoare, deci ai o săptămână la dispoziție, să-mi zici cum te-ai simțit și ce reacție ai avut tu și ceilalți din jurul tău când ai făcut acest exercițiu. M-am uitat adineori pe net, culoarea respectivă de care vorbeam, putem să căutați și pe internet, se numește Drunk Tank Pink, adică un fel de vasul, tancul bețivului. Da? Deci nu mă întrebați de ce e așa, e un termen de închisoare, da? De pușcărie.
Drunk Tank Pink. Ok, revenind acum, apropo de săptămâna viitoare, dacă am înțeles eu bine, și cred că am înțeles bine, nu o să ne mai vedem la ora 8:30 seara, joia, deci se schimbă și ora și ziua. De săptămâna viitoare ne vom vedea marțea de la 5 la 6 seara. Dacă nu poți să vezi misiunea în direct, nicio problemă, ea va fi înregistrată, va fi dată mai târziu și pe internet și pe post, deci o poți revedea înregistrată. Dar ca să știi, ca să reții, de săptămâna viitoare ne vom vedea marți seara de la ora 5 la ora 6. În plus, eu o să îmi iau o mică vacanță, în sensul că o să plec din țară, dar o să iau cu mine camera video și microfon, cum e asta așa deștept ca asta, și ne-am gândit să vedem cum reușim să facem acest lucru, să facem câteva emisiuni din deplasare, da? Adică eu pe unde o să mă plimb eu pe acolo, o să fac câteva emisiuni, una, două, trei, cât o să reușesc, și o să facem emisiuni de la din zonele mai calde ale Terei, să spunem așa, da? Deci o să facem câteva emisiuni pe care o să le pregătesc eu în deplasare, ca să țin de acest termen, că îmi place cum sună în deplasare, joc în deplasare de acum, da? Deci o să facem câteva emisiuni care vor fi realizate, deci, pe alte meleaguri, în Asia, cu alte cuvinte. Vom avea emisiuni cu iz de Asia. Așadar, nu doar că o să învățați lucruri noi și frumoase, dar o să și vedeți lucruri noi și frumoase, pentru că mă gândesc să facem așa un mic jurnal de călătorii, un fel de... Haideți să vedem, să vedeți cum este, cum îmi place mie să numesc, ca să mă simt important și deștept în același timp, reședința mea de iarnă. Sigur, nu e reședința mea de iarnă, dar este un loc în care îmi place să mă duc și să mă relaxez. Pentru că, făcând acest lucru, desigur, dacă cumva m-ar paște depresia, acolo cu siguranță mă pot debarasa de ea. Am vorbit mai devreme de culori calde, dar în același timp și temperatura, dacă e o temperatură mai ridicată, să spunem așa, te ajută în combaterea depresiei. Asta înseamnă că acum, e ca și cum răzucesc eu cuțitul ran, îmi pare rău că sună așa, dar că eu mă duc la căldură, unii pleacă și ei în vacanță, alții rămân pe aici prin țară, la Figuleanu, dar în momentul în care ai la dispoziție căldură, ai culori vesele, ai oameni cu care să interacționezi, ai fructe, alimente care să-ți dea o stare de bine, ai filme sau melodii care să trezească această atmosferă, această stare interioară frumoasă, plăcută, e bine, toate acestea te ajută să combați, să vindeci acea depresie. Pentru că, repede, depresia este ca o spirală care continuă să coboare și se hrănește pe ea însăși. Însă, dacă intervii cu chestii minuscule, nici măcar nu trebuie să fie lucruri foarte, foarte mari, să faci un efort uriaș, deși la început poate părea ca un efort uriaș să mut carioca asta de aici, aici. Pentru o persoană care suferă profund, da, de depresie, depresie cronică, spre exemplu, sau acută, cum o fie ea, doar gestul acesta de a muta carioca de aici până aici este un gest colosal. Dar fă unul mic, fă un pas mic, cât de mic, cât de mic, cât de mic, cât de mic. Nu te da bătut. Nu te da bătut, pentru că un pas mic făcut duce către un salt uriaș. Da? Un salt poate să înceapă cu un mic pas. Un salt poate să înceapă cu un pas minuscul. Dar trebuie să înceapă undeva, trebuie să înceapă de undeva. Așa că ce îți recomand eu din tot sufletul meu, îți recomand, nu te da bătut sau bătută, nici de către vecini, nici de către tine însăți, ci pur și simplu dă-ți voie să accepți că situația este așa cum este acum în această clipă. Și am mai avut niște exerciții pe care le-am făcut în emisiunile trecute, dacă o să vrei să le găsești, le găsești pe internet sau pe site-ul meu, pe eugencapopa.ro, în care vorbesc despre niște tehnici, două tehnici de, să spunem, de folosirea potențialului minții tale, a puterii minții tale. Și ce aș vrea să facem acum, uite, mă folosesc de obiectul acesta, aș vrea să facem un alt exercițiu care ajută enorm atunci când, spre exemplu, trebuie să rezolv rapid
un absces, dacă vrei, un exces de stare tristă cu care te confrunți imediat. Am mai făcut acest exercițiu, dar vreau să-l reiau. Am zis, iei acest pix, iei un pix ca ăsta, îl ții în față aici, apoi vii cu mâna cealaltă în față și faci în felul următor. Pixul este cel care se mișcă, deci mâna dreaptă rămâne în față și mă duc cu stânga aici, în lateral cât să ajung... Uite, am mișcat masa asta, ce om sunt. Bine, o dau mai așa, ca să nu se miște. Deci, trebuie să ajung așa, da? Trebuie să ajung aici. Deci cu mâna așa. Deci pot să fac mișcarea asta, așa. Lasă cadrul strâns. Da? Deci mișcarea asta trebuie să fie așa aici. Și pixul rămâne mereu în față, sau pixul se mișcă dacă vrei, ok? Cum vrei tu, se mișcă pixul sau rămâne în față? Da? Nu contează. Importantă este această mișcare laterală a brațelor. Ok? Deci, ce facem? Încă o dată reiau. Stau în picioare sau pe scaun, cum vrei tu, cu mâna în față, vin cu cealaltă mână aici și mișc brațul în felul acesta. Și cu această stare pe care o am, fac această mișcare și vei vedea că în curând, făcând această mișcare, această stare tristo-depresivo-dramatico-neplăcută începe să scadă, începe să se deformeze, dacă vrei, începe să se înmoaie, începe să se reducă. Pentru că, făcând această mișcare cu mâinile în felul acesta, poți să fac și fără pix, dar mă ajută cu pixul, poți să fac așa, pur și simplu, da? Deci, făcând acest gest, deci palmele trebuie să se atingă, făcând acest gest, de fapt, ce fac? Partea dreaptă a corpului este controlată de către emisfera stângă a creierului. Partea stângă a corpului este controlată de emisfera dreaptă a creierului. Și făcând acest exercițiu, eu de fapt ce fac? Îmi antrenez emisferele cerebrale ca să le armonizez. Ok? Ca să... Emisferele cerebrale este exact așa. Deci ăștia, ăsta e creierul aici. Cum îl vezi așa? Dacă dă puțin zoom aici pe mâini. Deci, să spunem aici e creierul, da? Emisfera stângă, emisfera dreaptă. Ok? Între cele două există o chestie, uite cum ar fi aici în degetele astea, da? Deci am emisfera, cum o vezi tu, asta e dreapta, să zicem, și asta e stânga, ca cum te uiți tu la ecran acum. Deci emisfera dreaptă și emisfera stângă. Între cele două emisfere există un element, dacă vrei, al creierului, numește, care conectează cele două, nu mai stau să dau nume acum, conectează cele două. Deci e ca un fel de măr micu sau ca o nucă care se află între cele două emisfere cerebrale. E bine, să zicem, la doamne, spre exemplu, această nucă de care vorbesc eu aici are mult mai multe conexiuni decât la bărbat. De aceea, să spunem, femeile, în general, au o comunicare stânga-dreapta a emisferelor mult mai bună decât bărbații. Făcând acest gest cu mâna așa sau așa, tu de fapt ce faci? Antrenezi sau dezvolți această nucă, să-i spunem așa, să transfere informații de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga. Când se întâmplă acest lucru, acea stare depresivă se topește. Scade și dispare în ultima instanță, da? Și, desigur, faci și puțină mișcare fizică, da? Te antrenezi fizic, da? E, deci, făcând această mișcare și activând emisfera dreaptă, că sunt cu stânga, da? Sau emisfera stângă, pentru că mișc mâna dreaptă. Deci, activând aceste emisfere și făcând aceste gesturi, eu, de fapt, ce fac? Măresc transferul de informații de la stânga la dreapta, de la emisfera stângă la cea dreaptă, și în felul acesta... Având acest transfer de informație tot timpul, e ca și cum, gândește ca și cum avea un șmirghel pe un perete. Dau o dată și încă 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 o dată și ușor, ușor acea zgârietură de pe perete începe să se ducă, pentru că se tot rașchetează acolo, ușor, 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 până când nu mai e deloc. Da? Deci acest exercițiu este foarte ușor de făcut și, sigur, nu o să-l faci în autobuz acum. Stai, bă, de-te la o parte, că trebuie să dau eu din mâine aici să fac. Dar nu o faci în autobuz pe asta. Dar e un exercițiu pe care îl poți face aproape oricând și aproape oriunde. Un alt exercițiu care cu siguranță o să-ți placă și o să te pufnească râsul să-l faci, când o să-l faci, e următorul. Asta mă bunește râsul de fiecare dată când îl fac. Deci,
Cu pumnii exact așa, da? În față. Deci nu în sus, nu în jos, nu știu cum, exact cum mă vezi aici, da? Deci mă copiez ca în oglindă. Cu pumnii așa. Și acum, fii atent ce faci. Cu atenție. Poți să dai mai aproape dacă vrei. Deci, ridici degetul mic de la mâna stângă, să zicem, și degetul mare de la mâna dreaptă. Ok? E clar? Deci degetul mic de la mâna stângă, degetul mare de la mâna dreaptă. După care, hai să fac, uite așa, ca să se vadă acolo, uite. Stau eu mai așa, uite așa, așa. Da, deci degetul mic de la mâna stângă, degetul mare de la mâna dreaptă. Caut să mă pun în... așa, bun. Ok, după care schimbi. Degetul mic de la mâna dreaptă și degetul mare la mâna stângă, după care schimbi. Nu trișa. Ok? Deci faci chestia asta. Uite, vezi, nu mai știu ce să fac aici, că am rămas cu astea două desfăcute. Deci, același lucru, da? Cobori și deschizi. Deci, acest exercițiu, fă-l 2-3 minute și acum eu îl fac încet ca să te prinzi de el, da? După care trebuie să-l faci rapid. Ok? Și făcând acest exercițiu, faci exact același lucru. Activezi ba emisfera stângă, ba dreaptă, ba stângă, dar le faci în același timp și atunci activarea este mult mai clară și este mult mai profundă și mult mai amuzantă, pentru că e un exercițiu foarte, foarte rapid pe care îl poți face și cu care te poți juca în mintea ta. Ok. Mai am aici câteva exerciții. Ce aș vrea să mai facem acum ca și exercițiu, e un exercițiu foarte, 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 foarte frumos, care seamănă foarte mult cu cel de observare, exercițiul de observare, observare, despre care eu am mai vorbit într-o emisiune trecută, și anume vreau să faci următoarea chestie. Vreau să rămâi cu ochii ca și cum găsești un punct de sprijin pentru ochi. Poate să fie pe televizor, poate să fie deasupra, sau pe laptop, de pe tabletă, depinde unde te uiți la emisiune. Deci, să-ți găsești un punct de sprijin undeva în fața ta, cam la înălțimea ochilor, la nivelul ochilor, sau poate chiar un pic mai sus, da? Deci, stabilește, hai să facem chiar acum exercițiul ăsta. Deci, stabilește acel punct în care te uiți, atent, dar fără să fii acolo concentrat și să... da? Ce mai degrabă, relaxat. Sunt relaxat și mă uit la acel punct, da? Stau aici relaxat, rezemat și mă uit relaxat la acel punct. Nu mă las pe spate, ci stau relaxat. Asta e ideea, da? Deci stau cu spatele drept și mă uit în față. Bun. Și acum, vreau ca toată atenția să fie fixată pe acel punct. Și ce vreau să faci acum este să dai voie câmpului tău vizual să se desfacă ca și cum te uiți la acel punct, dar e ca și cum vezi un metru la stânga și un metru la dreapta. Deci te uiți la acel punct, dar nu mai vezi doar un punct, ci vezi tot spațiul, un metru la stânga și un metru la dreapta. Și ca și cum cu privirea cuprinzi tot acest spațiu. Fă asta acum. Și observă acea senzație care apare când expanzionezi câmpul vizual. Excelent. Și acum vreau să faci la fel și pe verticală. Un metru jos și un metru în sus. Da? Ca și cum văd ca un cub, dacă vrei, da? De un metru și un metru, 2 metri pătrați. Deci am un câmp vizual de un metru aici, un metru aici, un metru sus, un metru jos. Excelent. Și acum menține atenția asupra acestui câmp vizual și mărește chiar mai mult, ca și cum ai vedea 45 de grade. Ca și cum ai vedea 45 de grade. Ok. 45 de grade la stânga, 45 de grade la dreapta. Și lasă, ca și cum cu privirea, acoperi tot câmpul ăsta vizual la 45 de grade aici. Îl acoperi pe tot. Vezi tot ce se află în acest câmp vizual. Fără un detaliu al meu, ci tot. Cu totul. Excelent. Și la fel și în sus și în jos, da? Deci 45 de grade sus, 45 de grade în jos.
Și acum ce aș vrea să faci este să expansionezi chiar și mai mult. Ca și cum vezi 180 de grade. Și stânga și dreapta. Da? Ca și cum vezi 180 de grade. De la stânga la dreapta văd 180 de grade ca și cum privirea mea este așa. Și văd tot ce se află și în sus și în jos, și stânga și dreapta, văd tot ce se află în acest câmp vizual aici. Îl văd și îl observ și sunt conștient de el. Excelent. Și acum ce vreau să faci este să te joci cu mintea ta un pic și să mergi chiar mai departe. Ca și cum poți să vezi la 45 de grade în spatele tău. Ca și cum ești acolo, 45 de grade în partea aia, 45 de grade în partea aia. Ca și cum te duci mai mult de 180 de grade, te duci înapoi, încolo, da. Ca și cum ai vedea acest, ăsta e tot câmpul tău vizual, așa, aici. Asta e tot câmpul tău vizual. Imaginează-ți cum ar fi să vezi în spate în partea aceea și în spate în partea aceea. Excelent. Și acum mergi chiar mai mult, ca și cum faci 360 de grade, ca și cum vezi de aici, da? Vezi de aici și până aici. Tot acest câmp vizual 360 de grade. Și observ acum starea pe care o ai, starea mentală, emoțională pe care o ai acum, când ai făcut acest exercițiu. Cum te simți? Cum se simte? Ce percepție ai asupra ta, asupra trupului tău, minții tale, gândurile tale, emoțiilor tale, sentimentelor tale, asupra spațiului, dacă vrei, și al timpului, de ce nu? Observă senzațiile care apar. Ok? Și acum revină ușor înapoi, ca și cum aduci toată atenția înapoi, o strângi, o aduci înapoi și înapoi pe acel punct de la care ai pornit. Bun, și acum ai închis toată această poveste, rămâne în acel punct și acum poți să continui să fii atent la mine, să te uiți dacă vrei, dacă nu vrei poți doar să mă asculți sau poate nu vrei nici asta și schimbi canalul că te-am plictisit. E ok? Bun, acum ce o să vreau să faci după ce terminăm emisiunea imediat, o să vreau să-ți notezi ce trăire ai avut, dar imediat. Poți să începi chiar de pe acum să faci dacă vrei. Să-ți iei imediat și să-ți notezi ce stare ai avut, ce trăire ai avut, despre ce a fost vorba, ce experiență ai avut, dacă ai avut vreo revelație, să spunem, sau vreo înțelegere, care a fost aceea. Nu trebuie să mi-o transmiți mie sau să o faci să bastoba cu aia pe net, ci pentru tine mă refer. Dar, dacă vrei să ne spui cum s-a simțit la tine, poți să-mi trimiți un mail pe contact@eugencapopa.ro sau să comentezi pe pagina noastră de pe Facebook Învață, crește, dăruiește. Acest exercițiu este extraordinar de eficient în a ne ajuta să, dacă vrei, să ne spălăm, să ne curățăm câmpul mental și emoțional de toate acele lucruri care, pardon, ne, să spunem așa, ne afectează și ne generează acea senzație neplăcută de tristețe, pardon, de supărare, de durere sufletească, de depresie. Este un exercițiu foarte eficient care ajută la această curățenie, la această spălare, purificare, primenire sufletească, dacă vreți. Sunt o mulțime de astfel de tehnici pe care le poți folosi. Eu ți-am putut da în cadrul acestei emisiuni doar două, trei, pentru că nu avem mai mult timp să discutăm sau să lucrăm mai mult.
Dacă te abonezi la newsletter pe site-ul meu, o să primești de-a lungul timpului tot mai multe astfel de exerciții. O să vreau să le reluăm în emisiunea Învață, Crește, Dorește sau, cum am spus, și prin seminariile pe care le susținem. Însă, cum am și spus tot timpul, această emisiune este una practică, în sensul că eu îmi doresc să poți să-ți oferi informații pe care tu să le poți lua și să le poți aplica imediat, acum, pe loc, în această clipă. Nu mă interesează și nu mă pasionează prea tare teoria doar de dragul vorbitului, pentru că asta o fac alții foarte, foarte bine și e ok. Însă, dincolo de orice teorie, practica este cea mai importantă, pentru că Milton Erickson avea o vorbă care spunea ceva de genul următor: oamenii vin la tine ca să îi tratezi, să spunem, dacă ai lucra cu oameni. Deci oamenii vin pentru a rezolva o problemă și rămân pentru experiență. Pe mine mă interesează ca tu să rămâi cu experiența, pentru că ceea ce facem aici și aceste exerciții te ajută să-ți rezolvi experiența, dar îți dă mult mai mult decât atât. Nu doar că te ajută să rezolvi, pardon, problema în experiență. Te ajută să rezolvi, nu doar să rezolvi problema, ci îți dă o experiență. Acea experiență e cum să zic, când mănânci o mâncare foarte, foarte bună, delicioasă, o mănânci și te hrănești pe loc, dar gustul acela sau miasma pe care ai avut-o, experiența cu totul pe care ai avut-o când ai mâncat acea hrană, aia îți rămâne pentru totdeauna. Acea experiență rămâne pentru totdeauna. Există în lume mai multe baruri, să spunem așa, cafenele, restaurante de fapt, care se numesc Buddha Bar. Buddha Bar este un concept, de fapt, care a fost creat de un domn de origine română chiar, care s-a mutat cu familia când avea 5, 6, 7 ani. S-a mutat în Franța și acest domn a pornit acest Buddha Bar, care a spus: restaurantul sau hrana, mâncarea, nu trebuie să fie bucuria unui singur gust, trebuie să fie o bucurie completă, generală, holistică. De aceea, când a creat acest concept de Buddha Bar, e ca și cum intri într-o lume nouă, e ca și cum intri într-un film, pentru că totul arată într-un fel. Muzica pe care o auzi, mirosul de acolo, felul în care arată mâncarea, totul este făcut astfel încât să te bucure. Iar acea senzație pe care o ai, acea bucurie a simțurilor și a sufletului, te ajută să ieși din găleata albastră sau din borcanul cu melancolie, dacă cumva ai picat pe acolo. Așadar, când vine vorba de a vindeca depresia și de a te ajuta cu acest lucru, în această direcție de a-ți vindeca această situație, dacă te confrunți cu ea, ideea de bază aici este simplă. Depresia poate fi înțeleasă ca o problemă psihică, mentală, emoțională, un dezechilibru chimic, biologic, de orice natură, genetic, dacă vrei. Dar indiferent care ar fi acel ceva care o generează, sunt la fel de multe variante, la fel de multe lucruri pe care le poți face pentru a ieși din această găleată a depresiei. Am spus că recunoștința e una dintre cele mai eficiente tehnici. Comunicarea, colaborarea, interacțiunea umană este extraordinar de eficientă și de departe, cea mai eficientă de departe, cel mai eficient, cel mai bun lucru pe care îl poți face ca să combați depresia, să o învingi, nu doar să o combați, este mișcarea fizică. Sportul, cu alte cuvinte, activitatea sportivă. Chiar dacă faci o singură flotare sau o singură genuflexiune sau, nu știu, dai de două ori din brațe și zici că am făcut mișcare, e mai mult decât deloc. Mișcarea fizică este de departe cea mai eficientă tehnică de a combate tristețea, depresia și astfel de veri și surori al acestei povești numite depresia. Eu atât am avut să spun despre depresie. Cum spuneam, dacă vrei să afli mai multe, poți să te abonezi la newsletterul meu de pe eugencipopa.ro sau te invit să vii la un seminar în care stăm o zi întreagă și lucrăm și povestim și facem lucruri frumoase de psihologie pozitivă pentru combaterea și vindecarea depresiei. Dacă ți-a plăcut ceea ce facem în această emisiune, te rog să ne dai un like și pe Facebook și un share către prietenii tăi și
Aștept să-mi spui ce ai simțit când am făcut exercițiul de mai devreme cu această expansiune a câmpului vizual și, desigur, dacă vrei să împărtășești și dacă vrei să participi la acest challenge, să spunem așa, la această mică provocare pe care ți-am lansat-o, scrie în fiecare zi, de 3 ori de seara, 3 ori dimineața, deci încep din seara asta chiar, 3 ori dimineața, 3 lucruri pentru care ești recunoscător sau recunoscătoare, le scrii cu mânuța ta, cu pixul pe hârtie sau cu creion sau cu stilou, cu ce vrei tu poți să le scrii, nu mă deranjează. Și dacă poți chiar să le reciți, să le citești cu voce tare și să le simți când le scrii, să le simți când le spui. Dacă vrei, începe acest mic exercițiu astăzi și până miercurea, marțea viitoare, că de acum ne vom vedea marțea, poți să-mi trimiți un mesaj sau poți marți să-mi trimiți un mesaj să-mi spui cum s-a derulat la tine acest exercițiu. Îți mulțumesc frumos! Cum spuneam, poți să ne dai un like, un share pe Facebook, poți să te abonezi la newsletter și ne vedem marțea viitoare de la ora 5 după amiaza. Mulțumesc frumos, o seară minunată, numai bine, la revedere!